În data de 8 martie, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au surprins în flagrant, în punctul de trecere al frontierei din Ostrov, pe sensul de intrare în țară, o persoană având asupra sa 20 de grame de cocaină, destinată comercializării către consumatorii din județele Călăraș și Ialomița. Ulterior, au fost efectuate 17 percheziții domiciliare, ocazie cu care au fost ridicate 3 cântare de precizie, 5 grindere și o doză de cocaină. În fapt, doi bărbați cu vârste cuprinse între 39 și 44 de ani, ambii din municipiul Călăraș, ar fi achiziționat săptămânal din Bulgaria, personal sau prin intermediul unor cărăuși, diverse cantități de cocaină pe care ar fi comercializat-o către consumatorii din județele Călăraș și Ialomița, la prețul de 100 de euro doza. Bărbații au fost reținuți și prezentați instanței de judecată, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc intern și internațional. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, iar în activități au fost angrenați polițiști din cadrul punctului de trecere de frontieră Ostrov și jandarmi.